Primește, Maică Sfântă, rugăciunea mea, pe care ți-o trimit împreună cu toți cei ce citesc în clipa aceasta aceste cuvinte. Nu lăsa neîmplinite dorințele mele și sărmanele mele nevoi, ci lucrează Tu la înfăptuirea lor prin puterea Ta, cea făcătoare de minuni. Fecioară aleasă, buzele mele laudă numele Tău cel prea curat. Ochii mei se luminează la vederea chipului Tău cel neîntinat, iar sufletul meu se liniștește atunci când mă rog Ție. Maică bună, când va fi să alegi pe cei pe care să-i binecuvântezi cu minunile Tale, adu-ți aminte de lauda mea și de toate dățile când cu nădejde m-am rugat Ție. Tu ai fost de atâtea ori scăparea mea la vreme de încercare și la Tine am alergat de fiecare dată când grijile au năpădit asupra mea. Căci Tu nu lași neajutați pe cei ce la Tine caută alinare. Nici nu îți întorci chipul de la cei cu credință neprefăcută. Ai milă de mine, Maică, și iartă-mi rătăcirile. Smerește-mă și fă-mă să merit toate comorile pe care le trimiți în viața mea și copleșește-mă apoi cu miracolele Tale. Amin. Măicuță, caut astăzi cu nădejde în fața Ta, căci am în suflet o dorință pe care vreau să mi-o îndeplinești. Și pentru că de fiecare dată când am venit la Tine cu rugăciune, Tu m-ai ascultat și de îndată mi-ai împlinit ceea ce ți-am cerut, nădăjduiesc și acum că vei primi această rugăciune și că îmi vei îndeplini dorința. Măicuță, născătoare de Dumnezeu și ajutătoare a celor ce se roagă Ție, nu mă îndoiesc de puterea Ta cea făcătoare de minuni pe care ai primit-o de la Dumnezeu. Cred cu toată credința mea în minunile pe care le-ai înfăptuit până acum și cred în minunatele Tale arătări cu care de-a lungul anilor ne-ai luminat și ne-ai minunat. Și cred că mă asculți acum, în această clipă, când îți trimit aceste cuvinte și că dorința cea vie din inima mea mi-o vei îndeplini de grabă. Dar până atunci nu mă voi arăta fără răbdare în fața Ta, ci voi stărui în continuare în rugăciune. Mă voi ruga zi de zi Ție și voi păstra credința neîndoită în minunile Tale și voi încerca prin fapte bune creștinești să mă arăt vrednic de a mi se îndeplini dorința și de a fi părtaș minunilor Tale. Maică, Tu ești nădejdea mea și în puterea Ta mă încred astăzi și mâine și până în veacul cel din urmă. Amin.